Amin. Una dintre ele va fi asta. Aleluia. Am hotărât să o las deschisă. Aleluia. Grele vremuri vor veni pe pământ. Vești pe care nu le doriți și nu le-ați dorit niciodată. Dar mireasa scurt va rămâne pe pământ. Aleluia. Că nu voi lăsa mult în greu. Aleluia. Pe unii voi lua cu repeziciune, îi voi chema acasă. Pe alții, zice Duhul Sfânt, îi voi pregăti pentru răpire. Aleluia! Să-i voi lua! Aleluia. Că scurtă e vremea când voi veni și voi lua mireasa. Aleluia, Doamne! Pe mulți aleluia, îi vor prinde, iată, pe case. Unii vor fi în magazine. Aleluia! Unii vor fi, iată, zice Duhul Sfânt, chiar la scăldat. Aleluia! Alții vor fi la tratamente. Unii vor fi, iată, la cârciumă și se vor jăli mulți și va fi o forfotă mare. Și cei ce nu caută lucrarea mea, azi, aici jos vor rămâne atunci. De aceea străgați în corturile voastre. Vine Domnul! Eu vin și-mi iau mireasă. Așa vorbește Duhul Sfânt. Dați la o parte tot ceea ce nu-i după voia mea. Împăcați-vă cu cei cu care nu vi se împăcați. Dați ce datorați. Zice Duhul, iertați ce trebuie să iertați. Că sunt lucruri, spune Domnul, care trebuie date la o parte. Și în felul acesta vă veți putea numi mireasa mea. Aleluia! Aleluia! Am început o cercetare de pământ. Aleluia! Cu această ciumă voi lucra în multe corturi. Aleluia! Cu această ciumă voi lucra între fiu și mamă. Aleluia! Între tată și fică. Și voi face numele de slavă. Aleluia! Ferice de cei ce au ochi să vadă. Aleluia! Și de cei ce au urechi să audă. Ce zice bisericilor Duhul. Amin! Măriți să fie numele